mă, explozie mare. Explozie mare? Locuiți în Brăila? Da, eu stau în partea aia. Nu o să ceși. Și eu am auzit de explozie, am ieșit în balcon, am văzut că m-a sărit geamul de la bucătărie încolo și a venit imediat. Și a venit pompieri în 12 minute, maxim. Bubuitorul a fost mare? Da. V-ați speriat? Mi-a speriat, că am și venit jos, că ce s-a întâmplat? N-am auzit așa ceva. Știți cumva dacă a fost cineva rănit? Da, cine a prins lumină? O fată din apartament. O fată? Când au prins becul, cea care a prins becul, cred că atunci au și făcut explozie și pe ea au luat-o suflu. De la gaze, clar. De la gaze, da. Explozie, uitați-vă ce s-a întâmplat, pe deal de la apartament a ajuns aici la mine, la geam, la mașină. Și mi-o spart și geamul. Mi-o spart geamul, parbrizul, uitați-vă, toată capota e făcută zgâriată și tot. Are bubuitura. Foarte puternică. Cel mai probabil, explozia s-a produs urmare a unei acumulări de gaze de la aparatul de gătit sau centrala boilerul pentru încălzit apa din apartamentul care a fost cel mai puternic.